Vă salut, prieteni, o nouă zi. Nea Ion este în acțiune, sus pe capră. Sus pe capră în dimineața asta. Ia uitați-l. Sus pe capră, Nea Ion. Albit și aici în living, în dormitor. Vedeți? A dat 127 până la jumătate. Și astăzi va termina și partea de jos cu 127. Adică așa a zis Nea Ion că va termina și partea de jos cu 127. O, Nea Ioane? Da! Nu-i așa? Luna, vrei să-l ajuți pe Nea Ion? Ha? Op, a fugit Luna. Motorul încălțat. Hai, Luna, urcă, urcă. Urcă la Nea Ion, hai. Cine e Luna? Cine? Hai, sus. Mare scamatoare Luna asta. Se cocoță la fel ca Nea Ion. Așa se urcă și Nea Ion pe capra asta. Se prinde cu ghearele, cu asta. Nea Ioane! Arde sat. Măi, oameni, ce să vă spun? Nea Ion dă din mână și merge treaba. Merge treaba. Foarte frumos se vede până acum și este prima mână. Vă dați seama că trebuie să-i dea și 127. Finalul. Să-i dea finalul. Foarte frumos, Nea Ion, aici, peretele ăsta, trebuie să, nu știu, să-i fac ceva să fie frumos. Peretele ăsta de aici, de la ușă, de la dormitor, aș vrea să fie ceva aparte, așa, știi? Serios, trebuie să mă gândesc la ceva, să-l fac frumos. El trebuie să fie diferit față de ceilalți pereți. Pui tapet. Să pun tapet? Da. Nu, tapet. Ceva mai modern, Ioane. Ceva mai modern. Deci peretele ăsta de aici, de la dormitor, și peretele de la interior, peretele de acolo, unde va fi patul, vreau să fie ceva diferit față de restul casei, înțelegeți? Deci peretele ăsta și cel de la interior. Ne gândim să fie frumos. Am ceva idei. Dar să vedem, pe parcurs poate apare ceva mai frumos. A pornit motorul. Nu, că el are și motor, Nea Ion, de mută masa, stânga, dreapta. Ia uite, la 105 ani, cum arată, mă, ca să zici că are, 58. La 105 zici că are 58. Ia uite. Op, rămâi acolo, Nea Ioane, nu mai ieși. Nu? Știu că ești în stare și de asta. Ia să vedem în acțiune. Gata, trandafir. Ia să vedem. Pune colțarele astea. Pun colțare, termin sus. A, termin sus? Da. A apucat și de demolat. Deci, ce să vă spun, a ieșit foarte bine cu glafurile astea de aluminiu, cu glafurile, colțarele astea de aluminiu. Vedeți și voi? Deci are două rânduri de colțare. Sunt colțarele care s-au pus în tencuială și colțarele care le-a pus Nea Ion acum la glet. Două rânduri de colțare. Ha! Mai rupe colțul. Mai rupe-i colțul acum.
Măi, oameni, să vă spun ceva. Nea Ion are 58 de ani. Cât? 29, zice. Vă spun eu, 58 de ani. S-a apucat de la 7, de azi de dimineață, de la ora 7, Nea Ion și-a luat sculele și s-a apucat de treabă. Este ora 2. S-a oprit de câteva ori, nu știu, de 2-3 ori la țigară, în rest, non-stop. Deci eu nu știu de unde are omul ăsta atâta putere. Vă spun sincer, eu nu știu de unde are el atâta putere. Și să vă spun ceva. Mă rog de el cât o oră ca să mănânce. Măi, oameni, cât o oră mă rog de el să mănânce. Și abia, abia, ciucule și el așa ca vrăbiuța. Deci mănâncă foarte puțin. În schimb, energie blană. L-am întrebat, Nea Ioane, ceva extra, baci ceva așa și... Nu, bă, ce ești nebun? Berea. Berea e viața lui. Ai de el? Da. O avea berea ceva, energizam ceva? A? Vinul, berea. Vinul? Da. Are program. Aici, berea, acasă, zile ori. Vin. Acasă vin. Aici avem. Ce să vă spun, măi, oameni? Om la 58 de ani rupe fierul de glet. Îl rupe. A? Ia uitați-vă și voi. Mai are foarte puțin și termină dormitorul. Ia să vedeți. Fiți atenți. Deci partea de jos de acolo, aici este aproape gata, și partea de aici de la geam. Atât și a terminat dormitorul. Și auziți? Auziți voi, oameni? Băi, lasă-mă să termin, zice. Lasă-mă, nu mă mai ține de vorbă, lasă-mă să termin, că nu plec de aici, zice, până nu albesc dormitorul. Până nu albesc dormitorul, nu plec. Gata, Nea Ioane, mă înțeles să trăiți. Dă-i drumul la treabă. Și-a pus placa lui de polistiren sub genunchi și e pus pe treabă, Nea Ioane. Pus pe treabă în jucărie. Mai glumesc așa cu el, îl mai înțep eu cu una, cu alta. Lasă-mă, bă! Lasă-mă, bă, că n-am chef de glume. Lasă-mă să fac treaba. În living, ați văzut și voi? Ia să vă arăt. În living. Uitați-mă, mă. Și în living a dat o mână, așa până la jumătate. Și mai continuă mâine, aici. Partea asta. Dormitorul, trebuie să-l termin. După ce termin aici, îl ducem acasă. Mergem să-l ducem la capăt, la Progresul. De acolo și ia tramvaiul, mașina, până în militar. Păi da. Mergem să-l ducem pe Nea Ion la Progresul. Și acum în mașină mi-a arătat o poză cu Nea Ion. Fiți atenți, măi, oameni, ca să vedeți și voi ce se poate întâmpla în viață într-o singură noapte. Nea Ioane, ia dă-mi poza aia, te rog eu, care mi-a arătat-o. Hai scoate-o și dă-mi să vadă oamenii ceva. Fiți atenți, măi, oameni, acum în mașină, din vorbă în vorbă, mi-a povestit ceva și imediat vă spun și eu vouă. Și fiți atenți că vă arăt poza asta ca să înțelegeți. Uitați-vă la poza asta, sper să se vadă. Nea Ioane, în urmă cu câți ani e făcută poza asta? 10 ani. Deci în urmă cu 10 ani, uitați-vă bine, măi, oameni.
Deci nu avea părul alb în cap. Vedeți? Are părul șaten, nu ne, Ioane? Da, mă. Da. Deci nu avea părul alb în cap. Ia zi-ne, Ioane, spune-le oamenilor cum ai albit. Ce mai răspund? Într-o noapte. Auziți-mă, oameni. Într-o singură noapte s-a trezit de dimineață și l-a văzut fata lui cu părul alb în cap. Tată, ce ai făcut? Am vopsit rapul. Da. Vedeți? Așa cum este acum, alb. Deci s-a culcat cu părul șaten în cap și s-a trezit cu el alb. Ca Moș Crăciun. Ca Moș Crăciun. Vedeți? Astea sunt toate supărările din viață, tot stresul din viață care se adună, se adună, se adună și iar se adună. Și la un moment dat, unde dai, acolo crap. Înțelegeți voi? Deci mergem să-l ducem pe Neaion la Progresul. Suntem la intrare în Jilava. Ia să vedeți și voi drumul. Aici am filmat un vlog la... cum îi spune? La Sabar. Aici în dreapta este Sabarul, adică podul care traversează Sabarul. A terminat ziua de lucru. Merge acasă odihnit. Odihnit. Da. E... cred că nici după o oră de sală nu ești așa obosit, Ion. La sală ești obosit. Nu ești, la sală te rugi. Dacă mă duc la sală, le rup aparatele toate. Ce ai făcut? Le rup aparatele toate. Rupi aparatele, a? Le rup, să fiu aparatele. Păi să știi, să trage o zi întreagă de fierul ăla de glet, nu e așa ușor. Episoadele cu Neaion. Cele mai interesante episoade. Neaion știe de toate, și de Caterinca, și de... mai ales de Caterinca. Mai ales de Caterinca. Tu obosit, Neaione? Foarte. De ce? Nu știu, tu obosit, mă lua munca acum, mă lua o lucrare. Păi până acum ai stat, n-ai făcut nimic și acum ești obosit? Da. Ia uitați-l, băi, oameni, îmbrăcat, frumos, înțelegeți, nu mai haine de muncă și alea. Ia uite cum așteaptă lumea în stația de autobuz. Îmbrăcat corespunzător de nuntă. Da, mă duc la bala. La bal, și a făcut freza frumos. Mai să nu-l recunosc, spunea Ion. Da, mă, da. Mai să nu-l recunosc. Hai să-mi fac freza. Unde e masca, mă, că mă urc de tramvai. Ia vezi, e pe un ghiozdan, nu știu unde e pus-o. Nu e furat? Da, uite cât fier are ăsta aici. Uite, două legături de semn am dus. Alo, de 16 era. 16. Ia puneți. Stai cu ea în tramvai, stai, ă? Da, pe rumor. Dacă așa totul lumea poartă. Iată-mi să frumos. Vezi că-ți dă amendă dacă te prinde fără asta. Nu mă știu, dar ce dă jos de tramvai, controlare. Dă-o jos că nu te aud ce zici. Nu ți lasă controlare, ești bat. Dar șoferul ăsta e foarte. Îi dă ăsta cu tirul pe localitate, el ce care 5-10, a? Da. Ce zic, ce zic, e brățară, mi-a cumpărat brățară. Cel mai tare, Neaio. Cel mai tare. Brățară de ardin, mi-a cumpărat, nu vezi masca. Ia, aha. Da, stație de butoane. Da,
data trecută l-a luat somnul în tramvai și în loc să coboare în militar la... Unde trebuia să cobori? La Luger. La Lugerul lui a coborât la... Unde ai coborât? Am trecut de Valea Cascade. A trecut de Valea Cascade. L-a luat somnul în tramvai. Obositor, măi. A trebuit dimineața la 4:30 pleci de acasă. La 4:30 pleci de acasă? Da. Și ajungi aici la 6:30? Da, mă, da. Faci 2 ore pe drum? Păi de acolo, ce revoie. 2 ore, a? Da. Din militari până aici? Da. Auziți, voi, eu... Azi noapte s-a trezit de la 2:30, nu ne, Ioan? Așa-mi băut un nes. A băut și un nes. M-am plecat. Hai să ne băgăm și noi așa. Hai, mami. Și aia e? Ce să faci? Ce să facem și noi? Tramvaiul 25, pe ăsta-l iau. Pe ăsta-l iei? Dacă stai de acolo, nu așa doar. Să-i stau la Brăjel aici. Ha? Mai sunt, pa. Ia-l, Neion. Ne vedem mâine dimineață. Ai grijă să vii întreg. La 9 fără 10 vezi mâine. La 7. Să vii întreg. Aoleu, mai bărim jumătate. M-a rupt. Hai, pa, Neion. Om muncitor, băi, oameni. Om muncitor. Hai ce să-i zici. Muncește, Neion. Oameni, aici o să-mi iau și eu la revedere. Ne revedem din nou la următorul vlog. V-am pupat. Ciao.